Și acum să ascultăm cuvântul Domnului care este pentru noi în seara aceasta din Psalmul 8, scris în Biblie la pagina 557. Psalmul 8. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astup gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. Oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Amin. Dragii mei, textul de bază pentru noi în seara aceasta este Psalmul 8, un psalm scris de regele David. După cum bine știți, David a fost cel mai important împărat al lui Israel. Pe lângă faptul că a fost un bun împărat, a fost și un om credincios, un om după inima lui Dumnezeu. Un om care l-a iubit mult pe Domnul, l-a slujit și Dumnezeu l-a folosit. Și știți foarte bine că el a scris mai mulți psalmi care au rămas în Sfânta Scriptură. Psalmi din care se învață de 3000 de ani. Fiecare psalm este o adevărată comoară, este o adevărată bogăție pe care o dăruiește Dumnezeu oamenilor. Împreună cu ajutorul Domnului, aș vrea ca în seara aceasta să ne aplecăm asupra acestui psalm, să încercăm să-l aprofundăm și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună prin cuvintele Lui. Am citit de mai multe ori psalmul acesta. M-am uitat cu atenție la fiecare verset și am înțeles că în primele două versete, David îl admiră foarte mult pe Dumnezeu. În al treilea verset, admiră creația, opera lui Dumnezeu. Apoi, în versetul al patrulea, ridică problema omului. Și aș vrea, cu ajutorul Domnului, să luăm lucrurile acestea la rând. David, ca un om care îl cunoștea pe Dumnezeu destul de bine, îl iubea și îl sluja, îl admiră pe Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, lumea văzută și lumea nevăzută în aceste versete. E de-a dreptul fascinat de un Dumnezeu așa de mare. E fascinat de numele lui Dumnezeu, de slava lui și de puterea și de înțelepciunea lui. Psalmistul spune, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Începe psalmul cu aceste cuvinte și îl încheie în același mod. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. În Vechiul Testament, Dumnezeu li s-a descoperit evreilor sub mai multe nume. Unul dintre nume este Jehova. Aici, în Psalmul 8, este folosit numele Jehova. De peste 6000 de ori în Vechiul Testament apare numele acesta. Și David spune că numele acesta este un nume minunat pe tot pământul. Jehova înseamnă Dumnezeul care există prin sine însuși.
Sub numele acesta Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise. În flacăra aceea de foc ce ieșea din rugul care ardea și nu se mistuia. Dumnezeu există prin sine însuși. Nu depinde de nimeni. Este același din veșnicii și până în veșnicii. În El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și regele spune, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Apoi David e fascinat de slava lui Dumnezeu. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Tot el scrie în Psalmul 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Când te uiți la cer sau la ceruri, îl vezi pe Creatorul, pe Cel care le-a creat și cerurile într-adevăr spun slava lui Dumnezeu. Dar David spune că slava se înalță mai presus de ceruri. Și mai sunt și alți psalmi în care se face această afirmație. Știți ce înțeleg eu de aici? Slava lui Dumnezeu este mai mare decât cerurile. Asta înseamnă Creatorul e mai mare decât creația. Într-adevăr, creația vorbește despre slava lui Dumnezeu. Dar Creatorul este mai mare decât creația. Creația este finită, mărginită, dar Creatorul este nemărginit. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu mare, care n-are nici început și nici sfârșit. Numele Lui este minunat pe tot pământul. Slăvit să fie numele acesta. Apoi David admiră puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Din gura copiilor și a celor care suc, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astup gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. Domnul Iisus a citat din Psalmul 8, în ziua florilor. Vă aduceți aminte că preoții cei mai de seamă și cărturarii i-au cerut Domnului să-i oprească pe oameni și pe copiii care strigau Osana fiului David. Mai mare lui Israel, puternicii de la Ierusalim, i-au cerut Domnului Iisus Hristos să-i oprească. Și Domnul a spus, n-ați citit. Și a citat din Psalmul 8. Că în Scriptură spune, din gura copiilor și a celor care suc, ți-ai scos o întăritură de apărare. Și atunci în ziua, în Duminica Floriilor, strigătul copiilor a biruit și a fost mai puternic decât insistențele preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. De altfel, Dumnezeul nostru este așa de mare și înțelept, încât în istorie de multe ori a dejucat planurile vrășmașilor săi. E așa de puternic încât în anumite momente a dovedit că prezența lui, sprijinul lui, contează mult mai mult decât armate numeroase, decât oameni puternici. David, care era un copil atunci cu părbălai, l-a bătut pe uriașul Goliat, care avea multă experiență de război și era bine echipat, bine armat. Dar știți foarte bine că a folosit o praștie și 5 pietre și l-a coborât în țărână, l-a omorât pe uriașul Goliat. Sigur, a câștigat bătălia în numele Dumnezeului lui Israel. Gedeon, cu numai 300 de oameni, a biruit o armată numeroasă.
aproape imposibil de numărat a madianiților. Dumnezeul în care credea David, Dumnezeul pe care noi îl chemăm și îl iubim din toată inima, e puternic și înțelept. Numele Lui este minunat pe tot pământul, slava Lui este mai presus de ceruri și El scoate o întăritură de apărare. Chiar din gura copiilor și a celor care sug. David a fost fascinat de maestatea lui Dumnezeu, de gloria Lui, de nemărginirea Lui. Și apoi își prezintă admirația față de creație. Și face lucrul acesta în versetul 3 din Psalmul 8. El zice: când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Fără îndoială, David a privit cerul și luna și stelele și atunci când era păstor la oi. Dar cred că a continuat să privească cerul cu admirație și atunci când a devenit regele lui Israel. Cert este că imensitatea și complexitatea creației l-a uimit foarte tare pe regele David. S-a uitat la creație și a pus întrebarea pe care de-a lungul istoriei și-a pus-o filozofii și înțelepții veacului acestuia: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Într-adevăr, universul material este imens. Nu sunt astronom și nu știu să fie vreunul aici. Spurgeon, marele predicator englez, spunea că psalmul acesta este un psalm al astronomilor. Dar știu că de-a lungul istoriei au fost astronomi care, ca și David, au fost fascinați de creație, de stele, de galaxii, de imensitatea și de complexitatea creației, a universului material. Noi, pământenii, suntem în galaxia numită Calea Lactee. Suntem în sistemul solar. Specialiștii spun că numai în Calea Lactee, în această galaxie, există cel puțin 1 miliard de stele, cum este Soarele. Și ar mai fi încă vreun miliard de galaxii, ca și galaxia Calea Lactee. Oricum, mari astronomi ai istoriei au fost uimiți și fascinați ca și regele David: Nicolae Copernic, Johannes Kepler, Galileo Galilei și alții. Mi-aduc aminte de Johannes Kepler, am citit ce vă spun acum în tinerețea mea într-o carte. Când a văzut și el stelele și corpurile cerești, a spus: strălucite maestre al lumii, privesc cu uimire și mă închind înaintea creației tale, înaintea maestății tale. Oamenii înțelepți, când au văzut imensitatea cerului și a creației, și-au pus și ei problema pe care și-a pus-o David. Mi-aduc aminte că în tinerețe am citit și se spunea, probabil că afirmațiile erau făcute de către oameni de știință creștini, că pământul ar fi ca un fir de praf. Pământul este în univers cum este un fir de praf într-o cameră. Biblia spune în Isaia capitolul 40 și versetul 15 că toate neamurile sunt cât un strop de apă într-o găleată,
ca praful de pe cumpănă sunt toate neamurile, toți oamenii împreună. Și atunci e normal ca regele David să pună întrebarea aceasta. Doamne, dacă pământul, planeta pe care noi locuim, e așa de mică, dacă toate neamurile sunt ca un strop de apă într-o găleată și ca praful de pe cumpănă, ce ți-a făcut pe tine, Creatorule? Să te gândești la om și să-l bagi în seamă pe Fiul omului. M-am uitat într-una din cele mai citite versiuni englezești ale Bibliei și aici spune cam așa: ce te-a făcut pe tine, Dumnezeule, să ne vizitezi? Așa e tradus în versiunea englezească. Corinescu scrie aici: să ne bagi în seamă, iar în Biblia, în limba engleză, spune să ne vizitezi. Și David ridică problema aceasta. Au ridicat-o și filozofii și oamenii înțelepți de-a lungul istoriei. Ce l-a determinat pe veșnicul Dumnezeu, care a creat un univers imens și le conduce toate prin cuvântul său și prin puterea sa? Ce l-a determinat să se gândească la om, să-l bage în seamă pe Fiul omului? Și eu cred că din cuvintele următoare deducem ce l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la noi. Și când s-a gândit la noi, a decis să-L trimită în lumea noastră pe singurul Său Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Despre momentul în care s-a întrupat cuvântul, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ce l-a determinat pe Dumnezeu? Pământul este una dintre planetele mici în sistemul nostru solar. Pământul este mic în comparație cu dimensiunea Universului. Toate neamurile sunt ca praful de pe cumpănă. Și atunci de ce? Dumnezeu în ceruri are miliarde de îngeri, galaxii, constelații, toate îi aparțin și toate îi se închină. Și totuși persistă întrebarea: ce l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la om și să-l bage pe om în seamă? Regele David, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune de la versetul 5 în continuare, vorbind despre omul originar, despre părintele nostru Adam, despre om înainte de cădere: l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Și oile, și boii, fiarele câmpului, păsările cerului, peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Într-adevăr, așa a fost la început. Omul originar, Adam, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a fost făcut stăpân de Dumnezeu și peste peștii mării, și peste păsările cerului, și peste toate viețuitoarele de pe pământ. Omul, la început, era desăvârșit. Înainte ca să cadă în păcat, avea părtășie zilnică cu Creatorul. Dumnezeu îl vizita în fiecare zi în răcoarea zilei. Așa citim la începutul Scripturii. Avea o memorie extraordinară. Și Domnul le-a dat autoritate și l-a făcut stăpân peste toate lucrurile. Ce diferență între ce spune Biblia despre om și ce a spus Charles Darwin
Naturalistul englez, care în 1859 a scos cartea Originea speciilor, el este acela care a propus lanțul evoluției. Știți ce spunea Charles Darwin? Omul este cel mai evoluat animal, cel mai eficient, spunea el. Și Dumnezeu zice că omul care este coroana creațiunii a fost făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. La început avea și slavă și cinste și autoritate peste creație. Și Dumnezeu ar fi vrut să rămână așa pentru totdeauna. Dar datorită păcatului, omul a căzut, a fost izgonit din Eden, s-a despărțit de Dumnezeu și uitați-vă cum arată omul anului 2014. Încercați să faceți o comparație între omul originar, care era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și omul modern sau postmodern al începutului de veac 21. Păcatul a făcut din acela care a fost creat cu puțin mai prejos decât Dumnezeu să arate ca un monstru, iertați-mă. Dar oamenii fără Dumnezeu așa arată din punct de vedere moral și din punct de vedere spiritual. Păcatul a strivit ființa omenească, a distrus tot ceea ce era dumnezeiesc în om. Și omul fără Dumnezeu arată așa cum îl vedem, corupt, stricat, necredincios și chiar mai rău decât atât, luptă deschis împotriva Creatorului. În aceste vremuri de pe urmă, când societatea omenească este tot mai secularizată, înțelepții veacului acestuia îi declară război deschis Dumnezeului care a creat totul și care ține totul prin cuvântul puterii Lui. Uită înțelepții veacului acestuia că El și-a ridicat o întăritură de apărare din gura copiilor și a celor care sug. Adversarii lui Dumnezeu, uită că Dumnezeu este atotputernic, este înțelept și El râde de aceia care se ridică împotriva Lui. Dragii mei, revenind la întrebarea pe care a pus-o regele David, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Faptul că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la om și să-l bage în seamă. Păcatul l-a deformat pe om. L-a făcut să arate așa cum îl vedeți. Mă refer la omul fără Dumnezeu. Dar faptul că omul e după chipul lui Dumnezeu, are în el o scânteie din veșnicia lui Dumnezeu, l-a făcut pe Dumnezeu să se gândească la om și să-L trimită pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. Mi-aduc aminte că în urmă cu mulți ani am auzit, relatându-se o experiență interesantă, simplă, dar foarte sugestivă. Se spune că pe unul dintre bulevardele Londrei, într-o zi, foarte mulți se plimbau și la un moment dat, un lord, un parlamentar britanic s-a plecat și a luat o monedă de sub picioarele oamenilor. O subdiviziune a lirei sterline. Și cineva care îl cunoștea pe parlamentar, pe lordul acela, l-a întrebat: domnule, la poziția pe care o ai în Marea Britanie, la banii pe care ai,
Te pretezi la așa ceva? Te-a plecat sub picioarele trecătorilor și din praf să ridici această monedă? Și parlamentarul acela înțelept a spus, nu valoarea banului m-a determinat să mă aplec și să îl ridic de sub picioarele trecătorilor. Dar uită-te, pe moneda aceasta este chipul reginei și nu îmi place, nu pot vedea să fie călcat în picioare chipul reginei. Știți ce l-a făcut pe Dumnezeu să se gândească la om? Știți de ce Tatăl a trimis pe Fiul Său în lumea noastră? În praful acestei lumi, în mizeria acestei lumi, în întunericul acestei lumi, faptul că omul are în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar peste el s-a așternut praful păcatului și a necredinței. Totuși, fiecare om este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a gândit la om și se gândește la toți oamenii. Și l-a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos în lumea noastră ca să ne mântuiască. Psalmul 8 este citat și în Evrei capitolul 2, unde se vorbește și despre om, dar se vorbește și despre Domnul Iisus. Evrei 2:7 spune, L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, L-ai încununat cu slavă și cu cinste și L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Iar de la versetul 9 vorbește despre Domnul Iisus. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați. Autorul epistolei către evrei spune că pentru puțină vreme Domnul Iisus Hristos a fost făcut mai prejos decât îngerii. Știți când a fost făcut mai prejos decât îngerii? Atunci când s-a întrupat, atunci când a coborât în lumea noastră de țărână. Pavel scrie la Filipeni capitolul 2, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Dumnezeu s-a gândit la om. Domnul Iisus a fost de acord cu planul lui Dumnezeu și a spus, Iată-mă, Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Dumnezeu s-a gândit la om pentru că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui. S-a gândit la om pentru că un om este suflare, scânteie din veșnicia lui Dumnezeu. S-a gândit la om trimițându-L pe Fiul Său în lumea noastră. Și știți bine că Domnul Iisus, înainte ca să coboare lumea noastră în cer, s-a dezbrăcat de slava pe care o avea din veșnicie. A renunțat de bună vreme la o parte dintre atributele sale. A acceptat pentru o vreme
să fie mai jos decât îngerii. Și a fost și om, și Dumnezeu. Dumnezeu s-a gândit la noi și Dumnezeu a devenit om. Cuvântul s-a întrupat și a trăit într-un mod exemplar. A murit pe cruce și prin lucrarea lui de pe cruce, omul corupt, omul păcătos, omul vinovat înaintea lui Dumnezeu, poate să devină ce a fost înainte și chiar mai mult. Domnul Iisus, pentru o vreme, a fost făcut mai prejos decât îngerii, dar după ce a biruit pe crucea de la Golgota, a recăpătat slava pe care o avea înainte ca să fie lumea. A intrat în dimensiunea veșnică, șade la dreapta scaunului măririi, la dreapta lui Dumnezeu în cer, și vrea să ne ducă și pe noi acolo. Cel care sfințește, adică Domnul Iisus, și cei sfințiți, adică aceia care cred, sunt dintr-unul, din Dumnezeu. Și lui, adică Domnul Iisus, nu este rușine să ne numească frați. Suntem frații Domnului Iisus. Dumnezeu este Tatăl nostru, Dumnezeul pe care l-a admirat regele David, ne este Tată. Iar Hristos Mântuitorul ne este frate. N-ați vrea în seara aceasta să facem ce a făcut regele David? Aș vrea să fac lucrul acesta. Să-L admir pe Dumnezeu, să admir Creatorul, să admir creația și apoi să-I mulțumesc pentru că s-a gândit la mine și la toți oamenii. Dragii mei, să nu uităm. Numele Domnului este cel mai minunat nume. Despre numele Domnului Iisus spune Pavel în Filipeni, capitolul 2, e mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Să-L admirăm pe Dumnezeu Tatăl, să-L admirăm pe Dumnezeu Fiul și să facem aceasta prin Duhul Sfânt. Numele lui Dumnezeu e minunat pe tot pământul. Slava Lui este mai presus de ceruri, iar puterea și înțelepciunea Lui sunt atât de mari încât poate scoate din gura celor care sug o întăritură de apărare. David l-a biruit pe Goliat. Gedeon cu 300 de oameni a biruit o armată numeroasă a madianiților. Iar la venirea sa Domnul Iisus Hristos va nimici cu suflarea gurii sale anticristul și toate popoarele care se vor alia și vor veni împotriva Israelului. Dumnezeul nostru este mare, Dumnezeul nostru este puternic, Dumnezeul nostru este înțelept. David a admirat creația, cerurile, luna și stelele. A făcut-o și astronomii de-a lungul istoriei. N-ați vrea să admirăm și noi creația? Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu. Puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, spune Pavel în scrisoarea către Roman, se văd lămurit când te uiți la creație. Și e bine din când în când să ne uităm la creație. În nopțile senine, atunci când avem posibilitatea aceasta, nu avem telescoape moderne și ultramoderne, cum au astronomii vremurilor noastre, dar să mulțumim Lui Dumnezeu că avem văz, avem ochi și să ne uităm la stele, să ne uităm la păduri,
Să ne uităm la munți, să ne uităm la ape, să admirăm creația și să admirăm Creatorul, să ne închinăm și să-i mulțumim, dar mai ales să-i mulțumim și să apreciem faptul că Dumnezeu care are atâtea, universul e condus de El, pământul cu tot ce este pe El îi aparține, s-a gândit la om, l-a băgat în seamă pe Fiul omului, n-a făcut pentru nimic din univers, ci a făcut pentru tine și pentru mine. Dumnezeu a devenit om, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Cuvântul care era de la început Dumnezeu s-a întrupat. Peste 33 de ani, aproximativ 33 de ani și jumătate, a trăit printre noi plin de har și adevăr. Apoi a murit pe cruce și prin credința în jertfa Lui, oamenii devin oameni noi, începe restaurarea omului și în final, cei mântuiți vor ajunge să fie ca Domnul Iisus Hristos. Când îl vom vedea așa cum este, spune Ioan, vom fi ca și El. E cineva nemântuit în seara aceasta? E cineva care trăiește în păcat? Este cineva rob al păcatului? Seara aceasta e o seară de har. Încă mai este har. Domnul este aici. S-a gândit la om, în general vorbesc, la toți descendenții lui Adam și l-a trimis pe cel de-al doilea Adam. Nu numai pentru noi, ci și pentru tine. În seara aceasta de har îți spun că Dumnezeu se gândește la tine. El nu vrea moartea păcătosului. Vrea ca păcătosul să se întoarcă la El și să trăiască. Dumnezeu e mare, stă în glorie, dar te vrea și pe tine acolo. Mă vrea și pe mine acolo unde El este. Înțelegi? Care e chemarea lui Dumnezeu? Ne bucurăm că Dumnezeu s-a gândit la noi, nu ne-a lăsat singuri pe planeta morții, nu ne-a lăsat fără viitor și fără nădejde. L-a dat pe Domnul Iisus și prin Hristos Domnul vom ajunge în cer, să fim îmbrăcați în nemurire, vom recăpăta slava și cinstea pe care le-am avut înainte prin Părintele nostru Adam. Și pentru vecii vecilor vom fi împreună cu Domnul nostru. Binecuvântat să fie Dumnezeu! David l-a admirat pe Dumnezeu, a admirat creația și a pus această întrebare pe care spuneam și-au pus-o și filozofii și mari gânditori de-a lungul timpului. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la om? Iar noi avem răspunsul în Noul Testament. Dragostea față de noi, faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la noi, să-L trimită pe Domnul Iisus, ca noi prin credința în Mântuitorul să avem viața veșnică. Și zic din toată inima tuturor care ne-am închidat și ne-am bucurat și am ascultat cuvântul în seara aceasta, Dumnezeu să ne dea viața veșnică, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.